O casă a fost mistuită de flăcări în localitatea Bughea de Jos, în apropierea mănăstirii Ciocanu. O casă construită din bârne de lemn a ars practic din temelii. La momentul izbucnirii incendiului, se pare că proprietarul se afla la muncă, la un vecin. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj MURD, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj al poliției rutiere. Din cauza drumului greu accesibil, îngust și acoperit cu gheață, salvatorii militari au fost nevoiți să întindă furtunele pe o distanță de aproximativ 600 de metri liniari. Da, vine, vine. Da, face salimentare. Detașamentul de pompieri Câmpulung a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu survenit la o casă de locuit în comuna Bughea de Jos. Ajuns la locul intervenției, s-a constatat un incendiu care se manifesta la o casă de aproximativ de 40 de metri pătrați, casă bătrânească construită din bârne. Dificultatea intervenției a constat în faptul că accesul autospecial la locul intervenției a fost foarte, foarte greu. Distanța de la autospecială până la incendiu a fost de 600 de metri liniari, unde s-a făcut linie de dispozitiv. Lupta cu flăcările a durat aproximativ o oră și 30 de minute, însă, din nefericire, nu s-a mai putut salva nimic. Cauza probabilă a fost jarul căzut din sisteme de încălzit care a aprins materiale textile aflate în apropiere. Un incendiu izbucnit într-o cameră a unui imobil situat pe strada General Dragalina din municipiul Câmpulung amenința să se propage la întreaga locuință și la casele învecinate. La locul intervenției s-au deplasat două echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă ale detașamentului de pompieri Câmpulung și un echipaj al poliției. Sosiți la locul evenimentului, pompierii militari au constatat că ardea mobilierul și tavanul dintr-un dormitor pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați și au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite. Detașamentul pompieri Câmpulung a fost solicitat să intervină pe strada General Dragalina din municipiul Câmpulung pentru un incendiu. Ajuns la locul evenimentului cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, am constatat că ardea mobilierul aferent unui dormitor cu posibilități de propagare la întreaga locuință. Sursa probabilă de aprindere este jar sau scândei, mijlocul jar căzut din sisteme de încălzit. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul căzut din sisteme de încălzit, care a aprins materiale textile aflate în apropiere. Weekend plin de incendii în județul Argeș. Flăcările au cuprins locuințe din Recea, Bughea de Jos, Ștefănești, Cicănești, Câmpulung și Cetățeni. De fiecare dată, pompierii au intervenit prompt la fața locului și au stins flăcările. Din fericire, în urma incendiilor nu au existat victime omenești. În schimb, pagubele au fost unele însemnate. În aceste perioade reci, când temperaturile scăzute determină cetățenii să forțeze sistemele de încălzire, pompierii argeșeni ajung să aibă în 24 de ore cel puțin o intervenție la stingerea incendiilor provocate de aceste sisteme. Uneori se întâmplă ca în aceea zi să aibă 3 sau poate chiar 4 intervenții de acest tip. Cauza des întâlnită este coșul de fum, fie deteriorat, fie neprotejat termic față de elementele combustibile sau neamplasat corespunzător față de acestea. Se neglijează verificarea centralelor termice și verificarea coșurilor de fum, care într-un caz nefericit pot duce la pierderea agoniserii de o viață.
Este mai la îndemână să prevenim aceste situații de urgență decât să suportăm consecințele defavorabile. Un tânăr de 24 de ani din județul Argeș, care în acte domiciliază în comuna Poroschia din Telorman, a fost săltat de mascați în timp ce făcea un live pe o rețea de socializare. El era căutat din luna octombrie a anului trecut în urma unei sentințe judecătorești dată de instanțele din Arad. Avea de executat un an de închisoare pentru furt. La începutul anului trecut, cel care se numește Legenda Vie, împreună cu doi prieteni, i-au furat o borsetă cu 1000 de euro unui șofer de tir. De aceea a fost condamnat. Se afla în comuna Merișani alături de mai mulți prieteni și se întreținea în direct pe rețeaua de socializare cu mai mulți amici din țară. Polițiștii au văzut live-ul și au intrat peste el în casă. Acesta va fi dus la penitenciar pentru executarea pedepsei. În urma unei postări live pe o rețea de socializare, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bascov, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, au descins la o locație de pe raza localității Merișani, unde au identificat un bărbat de 24 de ani, având domiciliu pe raza județului Telorman, care era urmărit național în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoare emis de judecătoria Arad. Bărbatul era condamnat la pedeapsa închisorii de un an de zile pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Acesta a fost încarcerat și, totodată, având în vedere că în acea locație era în desfășurare un eveniment privat cu încălcarea normelor specifice de combatere a pandemiei, polițiștii au aplicat și 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 2000 de lei. 20 de sancțiuni în valoare de 8.500 de lei au dat jandarmii din Argeș în urma verificărilor respectării măsurilor anticovid. S-a întâmplat în municipiul Pitești, la un restaurant în interiorul căruia avea loc o petrecere privată la care participau 20 de persoane. Administratorul restaurantului a fost sancționat cu o amendă de 2.000 de lei, iar petrecerea a fost întreruptă și participanții trimiși acasă. Primii mușceleni înscriși pe listele de vaccinare în cea de-a doua etapă au fost prezenți, conform programării, la centrul de vaccinare în Câmpul Lung pentru a primi prima doză de vaccin. Primul vaccinat a fost Gheorghe Banzea, fostul lider PNL, actualmente președintele USR Schitu Golești. Centrul de la Câmpul Lung a fost amenajat în ambulatoriul de specialitate pe ultima sută de metri și deocamdată are dotarea minimă pentru a se putea vaccina cei care s-au programat. Organizarea a fost destul de dificilă pentru că nu am avut la dispoziție nici fonduri, nici legislație pentru înființarea lui. Din ce am înțeles, de-abia astăzi am primit avizul, acum mi-a sunat cineva și mi-a zis că există. N-a funcționat softul de dimineață, cum a fost și în faza 1, s-a blocat la nivel național. Nu s-a putut face ce ar trebui să se facă în momentul când vine omul să se vaccineze, dar s-a dat drumul, s-a mers pe caiet și s-a făcut vaccinarea. Deci, practic, toată lumea care a fost programată s-a vaccinat astăzi și merge înainte fără probleme. Sumele pentru amenajări de unde le-a dat? Deocamdată s-au folosit niște fonduri pentru câteva lucruri destul de mărunte, scaune, mese, câteva echipamente de protecție, pentru că nu știam dacă ne aduc sau nu ne aduc. Ne-au adus destul de puține. Nu știu exact să vă spun de unde sunt. Mi-au confirmat că o să facem niște achiziții, pentru că nu avem încotro. După cum vedeți, trebuia astăzi să începem, indiferent de posibilitățile pe care le avem. O să vedem din mers, în principiu, ce oprim, ce dăm înapoi, ce nu luăm, ce primim de la DSP și așa mai departe. Centrul e destinat doar persoanelor din Câmpul Lung sau și din comunele? Nu, el este un centru care deservește și localitățile din jurul Câmpul Lungului. Cred că sunt 7 sau ceva de genul. Ne putem uita pe harta de pe COVID Argeș, parcă, și acolo sunt toate localitățile care sunt arondate Câmpul Lungului. Cum vin vaccinurile și cum sunt păstrate? Ele vin cu mașină de la DSP. Există un traseu pe care mașina îl face prin tot județul în momentul când vin de la centrul mare din București. Și aici când ajung există un frigider cu termometru, cu tot ce trebuie, care este urmărită tot timpul temperatura, se păstreze corespunzător după indicațiile producătorului. Au existat solicitări multe din partea mușcelenilor?
Da, din ce am văzut chiar de ieri, deja se cam ocupaseră toate locurile pe săptămâna asta și pe săptămâna viitoare. Cred că nu mai sunt foarte multe locuri pentru programări, într-adevăr. Adică impactul e destul de puternic la Câmpul Lung. Lumea vrea să se vaccineze. Mușcelenii sunt dornici să se vaccineze. La ora actuală, cel puțin pentru luna ianuarie, nu mai sunt locuri disponibile. La Câmpul Lung vor veni să se vaccineze și cetățeni din comunele limitrofe. Primarul Cristian Genta, însoțit de reprezentanții ai presei locale și ai Consiliului Local Pitești, a inspectat trei dintre obiectivele de investiții aflate în derulare în municipiul Pitești. Prima oprire a avut loc în cartierul Craiovei, la una dintre platformele subterane de colectare a deșeurilor, proiect de investiții încheiat în luna noiembrie a anului trecut și care cuprinde un număr de 67 de containere îngropate. Am vrut, pentru că și dumneavoastră a spus multe întrebări, dar nu numai dumneavoastră, și cetățenii din Pitești, legat de o parte din investiții care le avem în derulare. Și am zis prima dată să vedem cum stăm cu aceste containere îngropate. Deci contractul s-a încheiat. Există un proces verbal de recepție fără niciun fel de obiecțiune. În ce a constat, știți, de la ultima ședință Consiliului Local, deci e vorba de mașina care o vedeți acolo și a fost 1.600.000 de lei și 67 de containere îngropate în valoare de 3.200.000 de lei, deci undeva la 1.000.000 de euro cu totul. Problema este că mai mulți cetățeni au sesizat că le-am montat, le-am predat la salubritate și nu lucrăm cu ele. Sunt foarte mulți care au ridicat această problemă și vreau să vă arăt astăzi de ce încă nu lucrăm cu ele. Dacă cronometrați, ar trebui să întâmple 120 de secunde, operațiile completă. Acum probabil se poate ridica din cauza greutății apei. În niciun caz. Containerele sunt proiectate să fie impermeabile. Ceea ce vedeți dumneavoastră, constatați modul în care află. Decât dacă se ridică doi, cineva să ridice capacul. O mică piscină. Cel de-al doilea obiectiv vizitat a fost bazinul olimpic, aflat în cursul unui proiect amplu de renovare cu finanțare din fonduri europene. Declarația primarului Cristian Gentea a vizat faptul că în proiectul inițial nu au fost prevăzute anumite renovări necesare. Acum, eu când am venit prima dată aici, am avut un șoc, pentru că constructorul care este aici mi-a explicat că sunt foarte multe lucrări care nu au fost prinse în proiect. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră, eficiență energetică, până la urmă ce înseamnă? Înseamnă panouri cu termosistem și toate ferestre astea înlocuite, ceva la genul acesta. Dar o să mergem după aceea și la subsol ca să vedeți ce am găsit acolo. Vă dau un exemplu banal, dacă vă uitați pe toată partea de sus care susține acoperișul, partea metalică, vedeți că sunt locuri cu ruginite deja. Aici, din ce am înțeles, a fost inițial acoperită toată zona asta cu un, nu știu cu ce, cu un polistiren, cu niște PVC-uri, care până la urmă, în timp, vă dați seama, ele s-au deteriorat și au început să cadă, cădeau pe cei care, pe copii pe aici, și a fost dat la o parte. Constructorul mi-a spus că lucrarea, partea asta nu face parte din proiect. Deci cel mult puteau doar să intervină local, dar vă dați seama că mi-au și explicat ca să poată să vopsească toată suprafața asta, costă foarte mult. Ei, și între timp dumnealor au făcut un raport, îl am aici, care, mă rog, mie mi-a arătat fața reală acestei clădiri. Și săptămâna viitoare am convocat pe toată lumea, începând luni. Va veni proiectantul aici. Proiectantul la fel, este din Iași, nu prea mai răspunde la telefon, așa se întâmplă mereu. După ce ți-ai banii, cum ești cu containere îngropate, deci trebuie să te rogi de ei.
La întrebările tehnice a oferit răspunsuri și lămuriri constructorul prezent la întâlnirea cu presa. De-abia am strâns datele, noi de la 1 ianuarie asta facem. Vă dați seama, sunt mii de metri de măsurat pe aici, adică tot placajul ăsta care îl vedeți. Domnul primar a solicitat să facem o evaluare cantitativă și o să fie și valorică, da? Toate suprafețele de gresii, adică holurile principale unde vedem mozaicul ăsta venețian, holurile de la etaje, galeria de acolo din spatele scaunelor, da? Se vrea schimbată ca și pardoseală, că ea este într-un ciment acum, da? Deci toate aceste măsurători noi de două săptămâni de zile le-am strâns, le-am făcut și o să venim cu o ofertă, cel puțin ca și cantități, și dacă se consideră că se mai face un contract adiacent, e altceva, nu știu. Piața primăriei a fost cel de-al treilea și ultimul obiectiv, aici discuția fiind purtată și cu reprezentantul firmei care implementează proiectul, acesta dând răspunsuri tuturor întrebărilor puse de către jurnaliștii prezenți. Și aici, în zona asta, este pus granitul, numai că ei au pus un nisip care intră prin rostul ăsta, se tasează și apoi deasupra, ca să nu mai fie infiltrații ale apei, vine un alt fel de nisip cuarțos care se solidifică și nu mai permite trecerea apei. Toaleta este probabil aproape gata, inclusiv liftul pentru persoane cu dizabilități. Avem, termenul este 20 februarie. Deci, la toate discuțiile pe care le-am avut, îmi pare rău că nu este aici. Trebuie să ajungă, așa mi s-a spus. Spus că se încadrează în acest termen. Mai avem acolo în fața primăriei, în partea stângă a scărilor, este un ecran foarte mare, de 24 metri pătrați, ajunge la 7 metri înălțime. Dar gândiți-vă că 24 metri pătrați înseamnă că acoperă toată jumătatea din primărie. Și atunci am hotărât de comun acord și cu constructorul. Îl vom monta acolo în stânga unde este statuia aceea. Statuia o vom reloca, probabil într-un din parcuri, nu știu, în Expo Park sau în ștran, vedem unde. Și va veni oblic de acolo ca să se poată vedea din toată zona asta, spre teatru. Toată piața va avea acces la acest ecran. Acolo oricum ar fi venit practic perpendicular pe primărie și nu avea acces decât din zona aceasta. În urma acestei vizite la obiectivele aflate în lucru în municipiul Pitești, primarul Cristian Gentea este mulțumit de modul cum evoluează lucrările. Aceste imagini sunt din Făgăraș, de la cota 2000, acolo unde se află cabana de unde salvamontiștii intervin în zonele înalte din Argeș și Sibiu. În zonă s-au înregistrat minus 17 grade Celsius. Vântul a suflat cu 30-40 de kilometri la oră, așa că turiștii nu au ce căuta în zona înaltă a Făgărașului. Mai mult, autoritățile au anunțat risc de gradul 4 de avalanșă. În zona alpină înaltă a munților Făgăraș, ninge abundent. Stratul de zăpadă măsoară între 50 și 150 de centimetri. Riscul de avalanșă este de gradul 4 la peste 1800 de metri și de gradul 3 sub această altitudine, iar traseele turistice rămân închise. Dacă pe un versant e soare, pe celălalt vântul ridică zăpada și o spulberă. Așa arată salvamontiștii doar după ce au tranzitat versantul întunecat. Pe zona din Argeș a Făgărașului se urcă doar până la Capra. FC Argeș a început perfect meciul cu Gazmetan Mediaș. Iuri a respins de pe linia porții șutul lui Ionuț Șerban din minutul 2, după care a venit golul. Alexander Mes a înscris cu o lovitură de cap după un contraatac perfect și o centrare de calitate a lui Tofan. De un an nu mai marcase belgianul Mes de când juca pentru Berșot. Gazdele de la FC Argeș au controlat partida pe toată durata reprizei, Gazmetan nu a avut nicio ocazie. Ionuț Șerban a semnat ultima șansă a primei reprize în minutul 44, când a șutat pe lângă poartă din lovitură liberă.
Gazmetar Media și-a început mai bine repriza secundă, iar în minutul 64 a picat și golul egalizator. Ronaldo Deaconu a centrat din lateral, portarul Grab a ieșit greșit, iar Onuț Șerban a deviat decisiv în propria poartă. S-a terminat 1-1 după ce Grab a avut o paradă salvatoare pe final. Dacă facem o analiză și fac analiză din punctul meu de vedere, văzând jocul pe ansamblu, pot spune că astăzi am pierdut 2 puncte. Am controlat jocul, ca și la Botoșani, din punct de vedere tactic, ne-am poziționat foarte bine, am reușit să înscriem foarte repede, ne-am creat situații din nou bune, dar din păcate nu le-am tratat ceva mai bine. Am intrat cu 1-0 la pauză, repriza a doua, din păcate ne-am pierdut un pic organizarea de joc, au apărut câteva inadvertențe între jucători și între compartimente, lucru care a dus la, și la primirea golului. Ținând cont că au trimis o singură minge pe poartă din lovitura și poate în final au mai avut o situație, dar raportul de situații din punctul meu de vedere a fost în favoarea noastră. Consider că am pierdut două puncte, dar în același timp mi-am felicitat băieții, e un punct care l-am adunat în clasament, orice punct contează, ținând cont că e un drum lung și anevoios, dar, repet, am o senzație de părere de rău că s-au pierdut două puncte, puteam să le avem de partea noastră. Cred că înainte de a vorbi de punctele pe care le-am acumulat, care într-adevăr sunt cele mai importante, vreau să vorbesc de imaginea de față a echipei, unde atitudinea și încrederea au crescut considerabil, unde echipa joacă, face un fotbal plăcut ochiului, jucăm un fotbal pe contraatac, unde ne-am creat ocazii și chiar oamenii în tribună și puținii care sunt au reacționat la momentele bune de joc. Sperăm ca și în continuare să facem aceleași jocuri, dar să-i bucurăm cu mai multe goluri și cu puncte, bineînțeles. În etapa următoare, FC Argeș merge la Arad pentru duelul cu UTA, în timp ce Gaz Metan va primi vizita celor de la Poliaș. După ce miercuri au făcut testele COVID, iar joi dimineața au primit rezultatele negative și au efectuat vizita medicală, vineri, jucătorii de la CS Mioveni au început antrenamentele. Însă, după doar 2 zile de pregătire pe plan local, lotul argeșenilor a plecat în cantonament la Poiana Brașov pentru 11 zile. CS Mioveni a mai făcut un transfer la câteva zile de la reunire. După primele 2 veniri, atacantul Ștefan Blănaru, în vârstă de 31 de ani de la Turi Soltul, și mijlocașul Marian Șerban, în vârstă de 20 de ani împrumutat de la Universitatea Craiova, Alexandru Pelici a solicitat un portar și l-a primit pe Răzvan Ducan, de 19 ani. Noul jucător al Mioveniului a evoluat în prima parte a campionatului la Turi Soltul, unde a fost împrumutat de la FCSB. Acolo a prins însă 4 meciuri, în rest fiind cel mai mult rezervă neutilizată. Anterior, Ducan a mai fost împrumutat de FCSB în Liga a doua. Stagiunea trecută a fost cedat la campionii FC Argeș, alături de care a promovat în Liga 1, dar nu a mai fost păstrat în lot.